voi sta și eu în picioare. În primul rând, aș vrea să spun că sunt copleșită de domnul dinaintea mea și onorată. Perspectiva pe care o să încerc să o aduc va fi mai degrabă, sper, una apropiată de cititorul obișnuit, mai puțin de criticul literar cititorul. Și o să încerc să fiu puțin mai optimistă, pentru că este firea mea. În primul rând, m-aș întoarce puțin la cartea despre Constanț, pentru că, cumva, eu cred că cele două cărți se pot citi împreună. Întâi aș recomanda cartea despre viața soției lui Oscar Wilde și apoi De Profundis. Dacă atunci când am citit cartea despre Constanț, am fost cumva copleșită de sentimentul, nu știu, nedreptății sau un destin terminat prea curând, în cazul soției lui, o femeie, dacă nu a citit cartea, de asemenea fermecătoare, spirituală, care completa foarte bine în ieșirile lor în public, cu preocupări foarte diverse. Data trecută vorbeam la lansare despre modernitatea acestei doamne, mai puțin cunoscute, pentru că evident este eclipsată de soțul ei. Deci dacă în prima carte descoperim finalul tragic și tot așa timpuriu al lui Constanț, în De Profundis, în cazul în care a fost supărat pe Oscar Wilde citind viața lui Constanț, cumva ne dăm seama că suferința și tragedia nu l-au ocolit. Soția fidelă, să spunem, a fost cumva răzbunată de soartă. Nu că ar fi meritat acest lucru Oscar Wilde. Aș vrea să vă propun așa o lectură modernă, sau altfel am încercat să-mi imaginez un tânăr sau un om modern sau postmodern, cum ar citi această carte și cu ce l-ar ajuta. Știți că mereu mă gândesc la utilitatea, deși poate e absurd, utilitatea cărților pe care le citim astăzi sau în ce fel ne pot îmbogăți chiar și în plan personal. Și, în primul rând, aș vrea să spun că, din nou, l-am redescoperit pe Oscar Wilde într-o postură de om extrem de modern. Tocmai chiar acest balans între zona contabilă, cum spunea domnul Paraschivescu, și zona evidențelor și a supărării pe amantul superficial, contrabalansată de zona extrem de luminoasă și spirituală a artistului genial. E foarte interesant cum chiar de la o pagină la alta, dincolo de cursivitatea textului despre care s-a vorbit, descoperim mici contraste care fac cumva textul mai viu. Pentru că altfel cred că ar fi putut fi suspectat Oscar Wilde de, nu știu, falsitate, ceea ce el spune că nici de cum nu... Chiar aș vrea să încep cu un citat pe care l-am selectat de la final. Vorbește despre această scrisoare a lui. O secundă. În partea de final reia cumva dialogul imaginar cu bossii, care aș îndrăzni să spun că este și un dialog cu sine. Cred că toate critica pe care eu, sau multe din criticile pe care le duce amantului lui, de fapt se referă la stilul de viață pe care împreună l-au dus. Pentru că dacă citim cartea despre Constanț, o să vedem câte excese și câte erori, să spunem, de comportament în societate a putut să facă și Oscar Wilde. Și spune așa Oscar despre această scrisoare: nu pot restructura sau rescrie scrisoarea. Trebuie să o iei așa cum este, pătată în multe locuri de lacrimi, marcată de pasiune sau durere în altele, și să descifrezi cum poți mai bine, cu pete, corecturi și așa mai departe. Că despre corecturi și erate le-am făcut pentru ca vorbele mele să fie expresia absolută a gândurilor mele și să nu păcătuiască nici prin exces, nici prin nepotrivire. Limbajul are nevoia să fie acordat ca o vioară. Aici deja Oscar devine artist și este. Prea multe sau prea puține vibrații în glasul cântărețului sau în tremurul corzii fac notă falsă. Așa cum prea mult sau prea puține cuvinte strică mesajul. E foarte interesant, cum spuneam, acest stil, aș spune eu, cameleonic sau ceea ce cred că și ține cumva în suspans cititorul. În prima parte, se poate, la un moment dat, să ne separe prea mult această evidență a tuturor călătorilor, a tuturor cheltuielilor, a tuturor exceselor pe care bossii le-a solicitat și ne întrebăm cum de el a permis aceste lucruri. Deci, evident că e, până la urmă, și o autocritică.
Mi-am notat câteva idei importante ca sugestie pentru lectura cărții. În prima parte, mi-aș permite să spun că poate putem vorbi de scrisul ca terapie, se vorbește mult în zilele noastre. Și e foarte interesant că el la un moment dat spune că cu scrisoarea aceasta, nu scriu această scrisoare pentru a sădi amărăciunea în inima ta, ci spre a o smulge din a mea. Și apoi revine de multe ori, foarte impresionant, apoi va trebui să învăț să fiu fericit, trebuie să fiu optimist, lucruri pe care le găsim și în cartea aia despre Constanț. Momentele foarte dificile era această automobilizare, trebuie să fiu optimist, trebuie să depășesc momentele grele. Deci cumva acest balans între revoltă, furie, frustrare, cu siguranță, și pe de partea cealaltă, în partea luminoasă a cărții, care pentru mine a fost așa o revelație, recunosc chiar seara, am citit partea a doua, sub semnul Imitatio Christi, mi s-a părut absolut spectaculos, unde ajungem în zona înțelepciunii, a compasiunii, a umilinței, absolut senzațională. Deci ca și cum povestea doamna Irimia, sunt mai multe straturi și cred că miezul este tocmai această revelație, această, spune la un dat Oscar, într-o lume cu atât multă suferință, cu siguranță că răspunsul, sper să nu greșesc, este iubirea. Deci, cumva, prima parte poate fi citită sub semnul suferinței, a tristeții, a neputinței, iar miezul cărții este luminos. Deci, cumva, eu așa am citit cartea. Deci, evident, dacă citim ce s-a întâmplat cu Oscar Tupei și de-a din închisoare, nu s-au întâmplat lucrurile pe care și le-a dorit. Sunt pasaje în carte în care cumva ne povestește ce își propune să facă când va ieși, care are multe lucruri de făcut, vrea să experimenteze, să scrie în continuare, lucrurile nu au stat atât de bine cum își dorea. Ce mi s-a părut de asemenea foarte interesant este, despre asta aș vorbi, dar poate mă completează sau mă corectează doamna Irimia, despre perspectiva lui Oscar asupra lui Hristos. Este foarte interesant estetul, artistul, cel care a studiat literatura antică și clar stă sub semnul filozofiei grecești și a literaturii grecești, cumva interpretează în cheie personală imaginea lui Hristos. Și aș vrea să vă citesc niște pasaje extrem de interesante. Este un pasaj puțin mai lung, dar mi s-a părut foarte interesant. Da. Cumva ne duce cuvântul exact la ce povestează acest univers extraordinar. Chiar spune în carte că sunt două momente esențiale în viața lui. Faptul că tatălui l-a dus la Oxford și faptul că a ajuns în închisoare, evident, moment dramatic. Dar aici vedem toată bogăția asta interioară și cumva ne duce și cuvântul la ce se întâmpla în perioada în care intelectualii români ajungeau în închisori și, practic, singura lor salvare, cred eu, era această bogăție interioară. Discuțiile dintre ei despre cărți, slujbele care se făceau și așa mai departe. Deci, toată la ce bună arta, nu? Sau la ce bună... La ce bună... Da. Deci vă citesc acum. Dar oriunde e o mișcare romantică în artă, pentru că Hristos este primul romantic, cum vede Oscar Wilde, oriunde e o mișcare romantică în artă, este într-o câtva, într-o formă oarecare și Hristos sau sufletul lui Hristos. El e în Romeo și Julieta, în poveste de iarnă, în poezia provansală, în balada bătrânului marinar, în La Belle Dame sans Merci, și în Ballad of Charity a lui Chatterton. Lui datorăm cele mai diverse lucruri, cei mai diversi oameni. Le Mizerable a lui Hugo, Le Fleur du Mal a lui Baudelaire, Mila din romanele rusești, vitraliile, tapiseriile și opera de Quattrocento a lui Burne-Jones și Morris, Verlaine și poeziile lui îi aparțin numai puțin decât campaniile lui Giotto, Lancelot și Guinevere, Tannhäuser, neliniștitele marmuri romantice al lui Michelangelo, arhitectura gotică și iubirea de copii și de flori, pentru care, de fapt, în arta clasică n-a prea fost loc, abia dacă aveau destul spațiu ca să crească sau să se joace, dar care, începând cu secolul XII și până astăzi, și-au făcut apariția continuă în artă.
Deci mi se pare foarte interesant după ce Oscar înțelege rolul tristeții și a experienței și ajunge să depășească momentul de furie, ajungând în zona iubirii și, spune eu, a luminii, cum de fapt se întoarce tot către lecturile lui, către artă și toate lucrurile astea într-o formă, aș spune eu, foarte poetică. Mă spuneați că e vorba de mare poem, cred că reprezintă un fel de salvare. Și cred că asta e și cheia în care astăzi am putea citi această carte. Multă lume mă întreabă cum putem să-i convingem pe cei din jur la ce ajută cărțile sau la ce bună cultura. Și mereu le spun că e vorba de felul în care ne mobilăm interiorul, lucrurile pe care le purtăm cu noi. Iată, Oscar Wilde, fiind în închisoare și fiind complet falit, a reușit să-și recreeze acest univers sau să-l anime și cumva să fie, până la urmă, o formă de scăpare, pentru că ar fi putut să-și piardă mințile sau să se sinucidă sau... Totuși, cred că a existat această perioadă, cel puțin cum o regăsim în carte, de lumină, de speranță, de recapitulare, de înțelepciune. Și încă o dată îndemn pe toată lumea să ia ambele cărți, pentru că ele se cer una pe alta.